și de care tot ce spune, tot ce era scris și era scris ce se face tipul ăla și ce gândește tipul ăla, nu era mine. Este un moment extraordinar când te uiți într-o oglindă și știți cum sunt oglinzile, era la, cum se zice, nu care te deformează, la niște, cum se zice, la bânci, așa, era niște oglinzi, te vedea așa, te vedea așa, și atunci am văzut un tip, vai de mine, el gândește așa, el e așa, el e așa, ce tip se cheamă, nu, nici măcar nu e fratele meu, nici verișorul lor. Era extraordinar, adică este un material formidabil pentru a vedea cum lucrează astfel de ființă umană, adică zis, ființă umană care te urmărește și încearcă să ghicească ce ești tu. Da. M-am amuzat foarte mult acest 800 de pagini. Pot să vă spun, 800, nu e record pentru străin, recordul este colega mea, doamna Catherine Verderi, care a lucrat în județul de Noana, ea a avut 1600 de pagini. Am fost un pic jalos, i-am spus odată, când ne-am întâlnit la București, și a spus, you are very lucky, my dear, 1600 pages for you. So you are a very important person, which I'm not. So, dar era foarte interesant. Ce vreau să spun? Vă mulțumesc foarte mult pentru criticile pe care le-ați adăugat. V-ați provocat? E musaie, se zice în Ardea, musaie. Dar, cum să vă spun? Ultimul cuvânt este, am fost acuzat odată de o doamnă extrem de pro-occidental la Târgu Mureș, care era șefa ONG-ul Pre-Europa, doamna Smaranda Enache. S-a infuriat fața de mine la un colocviu la Târgu Mureș, spunând că eu scrie două texte diferite. Unul pentru vest, când sunt în Franța sau în Anglia, sau în Italia, unde am trăit un pic, și text pentru Est, pentru România. M-am infuriat tare mult și am injurat-o și am plecat din Colombia. Eu scrii același lucru unde sunt. Am criticat țara mea și aveți aici niște texte care sunt așa de dură împotriva politicii franceze decât împotriva anumitor hotariri în politica românească. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare să mă ascult, chiar niște lucruri de care nu vă place, bun. Vreau să mulțumesc foarte mult domnul Median și domnul Nichifor pentru efortul pe care l-a făcut. Și la urma urmei, și cum se zice în engleză, last but not least, aș vrea să mulțumesc Alexandria Publishing House, cu accent englez, pentru efortul pe care l-a făcut când a acceptat să publice acestor eseuri, deja publicat în diverse reviste din România, esențial în revista Cultura din domnul Augustin Buzura, vechi prieten de la Cluj, și în revista Critica Ta, lui, care este, care a fost înființat de un fost student al meu de la Babeș-Bolyai din Cluj. Mulțumesc mult, Alexandru!